Vă aducem veștile la zi. Dimineți împreună. Vă aducem veștile la zi, continuăm, dragi ascultători ai RCS FM și dragi prieteni care ne urmăriți pe canalele RCS Media și Angelus TV. Pregătirea noastră pentru Sfânta Liturghie, care va fi în scurt timp, de la ora 10:30 aici în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. O Sfântă Liturghie importantă pentru dieceza noastră, pentru biserica noastră locală, întrucât va fi hirotonit episcop Monseniorul Petru Sescu prin impunerea mâinilor preasfințitului Iosif Păuleț, episcop Episcop de Iași, co-consacratori fiind preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit de Iași, și înalt preasfințitul Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București. Îl avem alături de noi de această dată pe preasfințitul Petru Gherghel și mă bucur să-l salut. Mă bucur, preasfințite, că ați dorit să împărtășiți și cu ascultătorii noștri acest moment de sărbătoare pe care îl trăiește dieceza noastră. Lăuda să fie Iisus, bun venit! Veșor, amen! Bine v-am găsit și regăsit! E o zi de sărbătoare cu adevărat, un moment pe care l-am așteptat mai de mult, atunci când a încetat să fie înalt preasfințitul Percă Aurel, care era auxiliar la Iași, să ajungă la București. De atunci, sigur că la dorința preasfințitului episcop Iosif Păuleț, sigur s-a deschis acest proces al căutării unui ajutor, unui auxiliar, unui episcop în locul înalt preasfințitului Aurel Percă. Sigur că a venit momentul și ne bucurăm tare mult că Sfântul Părinte Papa a primit această cerere episcopului nostru Iosif și ne-a și ales unul pe care toți l-au considerat și îl consideră că este unul dintre vrednicii noștri urmași ca muncă în această episcopie, preasfințitul, iată, Petru Sescu. Îl apreciez foarte mult eu pentru că l-am cunoscut încă de mult timp, nu numai ca seminarist, dar și ca preot tânăr și mai ales ca econom al episcopiei noastre. Un adevărat colaborator, un adevărat preot cu multe inițiative, unul care nu aștepta să fie rugat prea mult, ci se oferea să facă o slujire în aceasta care să fie spre binele tuturor. L-am apreciat foarte mult și l-am considerat cu adevărat că este unul dintre marii noștri colaboratori. 10 ani de zile el a fost aici la noi într-o asemenea misiune, care, sigur că a lăsat urme. Avem o mulțime de amintiri și realizări. Ceea ce mi-a plăcut e faptul că el știa să se apropie de oameni, știa într-adevăr să dialogueze cu cei cu care el se întâlnea și era de o deschidere cu totul specială, deschidere care a rămas și astăzi, pentru că noi vedem că preoții l-au considerat că este unul dintre cei vrednici și iată-l că acum este aici, în fața noastră, gata să primească această misiune, sigur, din mâinile episcopului nostru diocezan Iosif Păuleț, cu asistența noastră a înalt preasfințitului Aurel Percă și a mea, pentru că împreună am fost într-o perioadă destul de lungă în munca aceasta, în misiunea aceasta de a sta în fruntea poporului nostru credincios. Sigur că e o mare bucurie, o mare sărbătoare la care, iată, suntem bucuroși că putem participa cu toți. Și mă bucur că această sărbătoare a noastră, începând aici, ajunge peste tot prin mijlocul mass media, mijloacele noastre care le avem aici, RCS FM și celelalte mijloace ale bisericii noastre, și de la București și Radio Maria și chiar și televiziunea noastră de la Iași va prelua și va transmite asemenea bucurie în ziua de astăzi aici la Iași. Preasfințite, mai bine ca oricine știți cât este de importantă prezența unui episcop auxiliar și în acest sens ce-l îndemnați pe noul episcop care va fi hirotonit astăzi? Într-o dieceză
cu atâtea parochii, cu atâția preoți, cu atâtea ordine religioase, cu atâtea inițiative noi pentru credincioșii noștri și împreună cu credincioșii noștri, cu adevărat era nevoie de un ajutor, pentru că un singur episcop e greu să facă față la toate aceste necesități. Iată că preasfințitul nou, care astăzi va fi cu adevărat uns și ales și prezentat, va putea această muncă diocezei să fie bine continuată și să aducă roade. Sigur că este pentru mine o bucurie că unul dintre colaboratorii mei de ale mai apropiați, iată, ajunge acum să fie și el în urma înaltului arhiepiscop de București, Aurel Percă, unul care stă alăturea, stă lângă episcop, împreună cu episcopul diocezei, lucrează pentru tot binele întregului popor. E o muncă foarte mare, foarte variată și de aceea sigur că ne bucurăm că acum, iată, s-a realizat și această dorință a Preasfințitului și a noastră, pentru că noi am cerut, eu am cerut prima dată, pentru că era o muncă foarte vastă și de aceea era nevoie de un ajutor. Și iată, acum îl avem pe Părintele Petru Sescu. Mă bucur că vine dintr-o familie numeroasă. Am înțelegând că familia lui este, iată, cu 10 copii. Mă bucur că este din Săboane. De ce mă bucur? Pentru că Săboane a fost întotdeauna una dintre comunitățile noastre care au oferit bisericii personalități și au fost în fruntea bisericii. Ne gândim, sigur, la episcopul Mihai Robu și, sigur, după aceea, iată, ne gândim la preasfințitul nostru Aurel Percă, dar și a înaltului Robu, care e tot din această zonă, sigur, din comuna Săboane și legat de această comună. O comună, o comunitate cu adevărat, cu mare valoare și în trecut și în zilele noastre. Și de aceea, sigur că eu sunt fericit că de aici continuă să fie, iată, o serie nouă de episcopi și un episcop care poartă numele, aș zice eu, episcopului care ne-a transmis nouă această misiune ca preoți, episcopul Petru Preșca, cum am fost eu, toată lumea spune că sunt cei trei Petru și acum vine și preasfințitul, iată, Sescu Petru, ca să lucreze în această muncă de păstor al diocezei de Iași. Un ultim gând și de această dată referitor la credincioșii noștri și la modul în care în numeroși ani în care ați păstorit această dieceză ați simțit și a fost importantă susținerea în rugăciune, dar și în ascultare, în toate momentele poate în care s-au creat. Și în acest sens v-aș întreba și aș transmite ultimul gând către ascultătorii noștri, către credincioșii diecezei noastre, cum să trăiască momentul de azi și cum să îl susțină pe episcop, cum să îi susțină pe episcopi. Sigur, episcopul este, iată, unul care stă în fruntea, bineînțeles, alături de episcopul diocezan, poporul credincios al diecezei noastre, care a dorit, dorește și vrea să fie mereu așa misiunea pe care o are fiecare un adevărat membru al bisericii noastre. Și sigur că am înțeles și eu, cât am fost în fruntea diecezei, cât de mult credincioșii noștri așteaptă prezența episcopului în parochii, toți cei care vor cu adevărat să primească taina Sfântului Mir, doresc, toți vor să aibă un episcop și de aceea sigur că prezența unui episcop este pentru poporul nostru o necesitate, o datorie ca să poată fi poporul credincios dus pe un drum bun în această împlinire a misiunilor de creștini. Sigur că ne bucurăm că poporul nostru a avut și are o prețuire mare față de episcop și îl așteaptă mereu și se bucură când vine și primește de la episcop un ajutor și o îndrumare pe această cale a credinței noastre. Vă dorim o sărbătoare binecuvântată, vă mulțumim pentru toate aceste gânduri și fie ca
să îl însoțim în continuare cu rugăciunea noastră pe noul episcop auxiliar de ea și pe toți episcopii și preoții noștri. Ne bucurăm și așteptăm momentul acesta al consacrării și cu el să mergem mai departe în împlinirea misiunii noastre. Tuturor le dorim să aibă bucurie astăzi și nu numai astăzi, mereu. Iar dumneavoastră, succes în această misiune de a comunica realitățile bisericii noastre prin aceste mijloace mass media. Succes. Mulțumim. Și bucurie al poporului nostru, binecuvântare de la Dumnezeu și iată o binecuvântare pe care o vor primi toți azi din mâinile unui nou episcop. Mulțumim mult, a fost alături de noi preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit de Iași. Viața în lumina lui Hristos. Hercis FM.